fie că nu și-au reînnoit cărțile de identitate la expirare sau nu le-au întocmit la împlinirea vârstei de 14 ani, peste 2200 de persoane se află în continuare în afara legii. Dintr-un total de 136.712 persoane deservite de către instituția noastră, respectiv populația municipiului Târgu Jiu și a celor 11 localități arondate nouă, la începutul anului 2016 exista un număr de 2271 de persoane care nu erau puse în legalitate fie la împlinirea vârstei de 14 ani, fie le expiraseră actele de identitate și nu s-au prezentat. Dintre acestea, 755 de persoane fie sunt plecate în străinătate, fie figurează la alte adrese de domiciliu, dar care nu sunt cunoscute, fie s-au mutat în alte localități din România și nu și-au înnoit actele de identitate. Pentru a combate acest fenomen, reprezentanții Direcției pentru Evidența Populației efectuează acțiuni de conștientizare a persoanelor aflate în ilegalitate. Le trimitem acele invitații nominale. Vă pot spune că în decursul anului 2015 am înaintat 1872 de invitații nominale, dintre care 1275 pentru locuitorii municipiului Târgu Jiu, respectiv 597 pentru locuitorii celor 11 comune arondate nouă. Ca și feedback am observat că aceste invitații nominale au dat rezultate și oamenii s-au prezentat. Totodată, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, s-au efectuat 75 de acțiuni cu ajutorul camerei mobile, fiind puse în legalitate peste 100 de persoane. În plus, au fost efectuate 96 de controle la unitățile sanitare și de protecție socială, unde au fost întocmite 152 de documente de identitate. Cetățenii au obligativitatea să solicite eliberarea unui nou act cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile.